ziua, dragii mei, și bine ați venit la o nouă rețetă din bucătăria Jamilei. Vă propun astăzi să facem o rețetă de fursecuri. Vom face niște fursecuri marocane cu ciocolată. O rețetă super simplă, foarte gustoasă și foarte aromată. Pentru rețeta de fursecuri cu ciocolată vom avea nevoie de 50 de grame de migdale măcinate, 250 de grame de făină, 175 de grame de unt, un ou, un albuș de ou, 80 de grame de zahăr pudră, o lingură de cacao, o linguriță de praf de copt, o lingură de apă de flori de portocal și un praf de sare. Aceasta este prima rețetă pe care o voi face cu ajutorul noului meu kitchenet artizan pe care l-am aici în dreapta mea. El îmi va fi un ajutor de bază în bucătărie. Acum, în cuva acestui roboțel, o voi pune în primul rând făina, apoi untul, oul și 3 linguri din zahărul pudră. Una, două, trei. Apoi voi pune și praful de sare și lingurița de praf de copt. Voi atașa acum paleta mixerului. Îi voi pune capacul pentru a nu se împrăștia toată făina. Și vom începe să mixăm ușor toate ingredientele, prima dată la viteză mică. Voi, dacă nu aveți un kitchen de acasă, puteți face această operațiune fie cu un mixer electric de mână, fie cu pur și simplu cu mâna. Amestecați foarte bine cu mâna toate ingredientele până obțineți o masă omogenă. Eu voi porni acum roboțelul. Prima dată voi lăsa la viteză mică pentru a se încorpora puțin făina, apoi mărim. Am amestecat foarte bine totul. Acum voi scoate din roboțel tot aluatul. Voi scoate acum și paleta mixerului și cu ajutorul unei spatule voi aduna cât de cât aluatul, cam cât se poate, pentru că apoi ne vom folosi și mâinile. Voi aduna tot aluatul de aici. Chiar dacă vi se pare că e lipicios, să știți că nu este, pentru că are o cantitate foarte mare de unt. Îl voi pune pe blat. Am format aluatul într-o bilă. Acum voi încerca să iau din el cam o treime. Cam atât. Și o vom pune, de fapt o să mai luăm încă puțin. Cam atât. Și o vom lăsa deoparte. Restul aluatului îl vom pune din nou în robot pentru că va trebui să-l amestecăm cu restul ingredientelor. Am aici aluatul pe care vi l-am arătat puțin mai devreme. Voi pune acum lângă aluat zahărul care ne-a rămas, zahărul pudră, lingura de apă de flori de portocal, lingura de cacao și cele 50 de grame de migdale mărunțite. Voi pune acum roboțelul la treabă. Tot la viteză mică vom mixa prima dată. Mărim puțin. Cam acesta este tot. Am să-l scot. Acum o voi ajuta de mâini pentru a îndepărta după paletă tot ce a rămas. Pentru că oricum voi scoate. Voi lăsa paleta aici pentru că oricum nu am nevoie de ea. Și voi scoate ușor aluatul cu ajutorul mâinii și voi face și acest aluat într-o bilă. Am aici cele două bile de aluat, cea cu cacao și cea fără cacao. O voi lăsa pe cea fără cacao deoparte și ne vom ocupa de aceasta cu cacao. O voi împărți în 3 bucăți aproximativ egale, sau sper să fie egale, 3 biluțe.
cam mică. Am aici 3 biluțe egale. Pe cele două le voi lăsa deoparte. Voi presăra puțin zahăr pudră pe blatul de lucru și ne vom ocupa de prima biluță. Voi pune zahăr ca să nu se lipească și vom începe să facem bastonașe, nu foarte lungi, cam atât. Apoi trebuie să le dăm o formă pătrată, pur și simplu le aplatizăm. Și cu degetele pe lateral le dăm o formă pătrată, cam așa. O să o punem deoparte. Și facem același lucru și cu celelalte două bile de aluat. Mă voi ocupa acum de partea de aluatului fără cacao. Pur și simplu o voi frământa puțin. Așa. Voi pune acum puțină făină pe blatul de lucru. Un pic de făină și pe făcăleț și voi întinde aluatul. Îl voi întoarce puțin ca să nu, să fim siguri că nu se va lipi. Trebuie să-l întindem suficient încât să putem pune cele 3 bastonașe din cacao. Trebuie să fie destul de subțire, nu trebuie decât să avem o parte care să acopere bastoanele, nu trebuie să fie foarte groasă. Am întins foarte bine blatul care nu conține cacao, blatul de culoare albă. Acum îl voi unge puțin cu albușul de ou, aici unde vom pune, am aici albușul de ou. Cel care era în ingrediente, vă aduceți aminte că aveam un ou și un albuș. Pentru asta avem nevoie de albuș pentru a unge un pic. Lăsăm un pic deoparte. Acum voi pune un bastonaș de culoare neagră, exact pe partea unde am pus albușul. Și voi acoperi foarte bine bastonașul cu acest aluat alb. Voi apăsa bine de tot, oricum el se va lipi din cauza albușului. Apoi voi lua un cuțit ascuțit și voi tăia astfel încât să obținem un dreptunghi frumos, de fapt un bastonaș frumos și dreptunghiular. Voi lua acum puțină folie de aluminiu și în această folie voi pune bastonașul, de fapt acum este fursecul deja format, îl voi acoperi. De aici. Voi lega capetele și voi lăsa deoparte până ce voi termina și cu celelalte două bastonașe. Am terminat de făcut și celelalte două bastonașe. După cum vedeți, am aici cele 3 bastonașe. De fapt, fursecurile noastre în 3 bastonașe, le voi lăsa acum la congelator pentru o oră, două sau până când sunt foarte ferme. Ele trebuie să fie foarte tari pentru a le putea tăia frumos. După cum vă spuneam, le lăsăm la congelator, le puteți lăsa și peste noapte dacă vreți și apoi reveni pentru a le tăia și a le pune la cuptor. Am lăsat fursecurile la congelator pentru 2 ore. Deja sunt extrem de tari, se pot și auzi pentru că untul pe care îl conțin s-a întărit deja.
Tocmai pentru această cauză l-am lăsat în congelator, pentru că acum se pot tăia foarte ușor. Cu ajutorul unui cuțit vom tăia prima dată capetele, pentru a avea niște fursecuri drăguțe. Și acum vom începe să tăiem cam un centimetru jumătate. Sunt un pic cam greu de tăiat la început. Am tăiat toate fursecurile cam la un centimetru jumătate grosime. Le-am pus aici ca să le vedeți și voi pe toate cele trei bastonașe. Am aici o tavă pe care am tapetat-o cu hârtie de copt. Iar pe această tavă vom pune fursecurile. Cam trei pe rând. Și le voi da la cuptor pentru 15, maxim 20 de minute sau până când sunt aurii pe margini. Acestea sunt fursecurile marocane cu ciocolată. Eu le-am lăsat la cuptor cam 17 minute, ceva de genul ăsta. Sunt ușor crocante, sunt super delicioase, au aromă subtilă de flori de portocal. Sper din suflet să vă placă și vouă și sper să le încercați măcar o dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc poftă bună și vă invit pentru mai multe rețete pe linkurile de la sfârșitul filmulețului. La revedere!